domnul secretar în Consiliu, așa că o să zicem noi ceea ce obișnuim să facem și cu actorul ordinea de zi o cunoașteți. Deci declar deschise ședințele. Ați fost convocați conform dispoziției 83 din 20 ianuarie 2019. Domnului primar. Pentru citerea proiectului de lege. Da, am început să fim deja acest lucru. Aparent nu este o atâta de bogată de toate. Sunt convins că suscită foarte mult interes din partea tuturor celor prezenți, pentru că, într-adevăr, instituția școlară este o instituție fundamentală pentru viața comunității, pentru viața spirituală, pentru educația din comunitate. Și mai avem solicitări adresate Consiliului Local București, care, printr-un hazard, are legătură cu primul punct, deci solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot cu ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Mulțumesc, trebuie să predau ștafeta președintelui de ședință. Da, au și domnul președinte. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Iată și de ordine din zi. Vreau să spun de abonat un proces verbal în ședința preluată. Sunt două lucruri verbale. Cine este pentru? La urmă, cine este? Am urmă, cine este pentru? Da, am urmă. Vă mulțumesc. Deci, la urmă, de zi. Acum, două informații cu privire la pregătirea spațiilor școlare de pe data UAT București, cu Subacău, pentru anul școlar 2018-2020, prezent în fața viitoare cuvioară. Îi dăm cuvântul la întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi mi-am propus să fac o altfel de prezentare a spațiilor pregătite pentru debutul anului școlar 2019-2020 și anume să lăsăm imaginile să vorbească. Educația este cea mai bună asigurare pentru bătrânețe. Plecăm de la acest slogan. Încep prin prezentarea cancelariei, deci acțiunile de igienizare și pregătire. Sunt demarate toată perioada verii, da? Au fost demarate pe perioada lunii iulie și august. Am făcut unele modificări, aveți aici un, se văd foarte bine, holul de la parter. Am schimbat panourile. Am înlocuit globurile de sticlă cu neoane. Deci astăzi, în prezent, școala totalitate dispune de neoane, nu mai avem globuri cu becuri vechi. Aici aveți o imagine a clasei pregătitoare, 2019-2020, da? Clasa pregătitoare, avem mobilier nou în totalitate, atât dulapuri, cu ierb, inclusiv băcuțele. O imagine a laboratorului AEL, un dulap achiziționat pentru produsele de biologie preparate, iar alături aveți o imagine din laboratorul AEL, sălile de clasă, o parte din ele au parchet de trafic intens, alături vedeți o altă sală de clasă, clasa 5-a, avem parchetul vechi, dar el este adus, zicem noi așa, la un standard mai bun, a fost lăcuit, vopsit, glafurile vopsite, băncuțele. Aici aveți așa o imagine mai scriptoare. O imagine din holul de la etaj. O imagine a cabinetului de consiliere psihopedagogică. Da? Post care a fost înființat în urma implicării proiectului UNICEF, iar astăzi acest post a trecut la Câjiraie, Bacău,
Și este pe o perioadă definitivă, adică pentru totdeauna. Școala beneficiază de consiliere psihopedagogică. O imagine a clasei 8-a, holul de la intrarea cadrelor didactice. Aici avem sala din ciclul primar, clasa a 4-a. Da? Puteți observa că au fost și pavazate, au fost aranjate, pregătite pentru un nou debut. Aici o reîntâlnire între elevi, părinți, cadre didactice, o imagine de la clasa a 4-a, început de an școlar. Elevii de clasa 1 s-au reîntors la școală, cei de clasa 8-a, un an terminal. Avem o imagine de la sala de activități educative, unde le desfășurăm lecțiile de grad, întâlnirile din diferitele proiecte pe care le avem pe parcursul anului școlar. Aici vedeți rafturi nou achiziționate cu manualele preluate din util de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, depozitul de manuale. Avem și o imagine a bibliotecii. Am făcut în fiecare an, realizăm achiziții de carte. Avem și donații, inclusiv achiziție din banii pe care îi avem în buget. Păstrăm și tradițiile, de ce nu la bibliotecă, desfășurăm și alte activități educative, da? Cântăm. Terenul de sport, aveți aici o imagine a anului 2018. După cum vă spuneam, în urma implicării în proiectul UNICEF și a contractului semnat cu Verde Zonul, astăzi, pe 28 mai, a fost dat în folosință acest teren ultramodern, spunem noi, cu gazon artificial, pe care beneficiază atât elevii școlii, cât și tinerii din comunitatea noastră. Aici avem o acțiune de înfrumusețare a terenului, realizată pe elevii de clasa a 4-a, însuțiți de doamna învățătoare Cătălina Manicica, luna august. Avem o imagine de reabilitare din cele două stări de grădiniță. Da? Am făcut câteva poze atât înainte de lucrare, în timpul lucrării, și vrem să arătăm și la final. Cred că nu s-a vedea atât de bine pe cât mă așteptam. A fost înlocuit, am glătuit pereții, am schimbat podeaua, am cumpărat perdele noi, plus foarte multe jucării care au fost cumpărate prin banii obținuți din proiectul UNICEF, e primantă, deci copiii dispun de tot felul de sortimente de jucării, inclusiv am realizat în bune condiții studierea copiilor la grădiniță cu respectarea strictă a planului de școlarizare. Deci avem 40 de copii în ciclul preșcolar. Cam așa arată acum sălile de clasă nou reabilitate. La început de an școlar am avut și câteva exerciții cu domnii de la Simburg, am învățat să dăm primul ajutor. Deci ne-am început asta a treia săptămână de școală, dar deja am făcut o mulțime de activități. Aici vă prezint o imagine din sala de sport, da? Cam cum arăta timpul verii, înainte de a fi înfrumusețată, să-i spunem noi, și acum o avem o straie de sărbătoare cu un covor antibacterian, da? Pregătiți-vă să-și înceapă activitatea. Un început de an școlar, 2019-2020, alături de autoritățile locale, de elevii școlii noastre. Pe 21 septembrie, asta fiind sâmbătă, împreună cu colegul Silvi Coituz, a participat cu elevii clasei a 8-a la o acțiune de ecologizare, dar ce a fost o zi dedicată mediului, Let's Do It, și ne-am scris și noi în acest mare proiect. Am încercat să vă prezint așa câteva imagini, cred că ne-ar trebui ceva timp, săptămâni bune, ca să putem face curățenie în pădure. Am adunat aproximativ 30 de saci într-un timp foarte scurt. Am realizat licitații pe steapă, achiziții necesare în baza procedurii elaborate în cadrul unității de învățământ, am achiziționat lemne pentru foc, am făcut dezinsecție, dezinfecție, am archivat documentele școlare, am ocupat 100% personal didactic calificat, transportul elevilor pe ruta Filipeș-Bogălești este asigurat în continuare cu
Transmoldova. Am avut o imagine mai veche a domnului șofer, n-am reușit să fac una nouă. Am actualizat platformele cu informațiile solicitate, respect la CIT-SIE, toate au fost reactualizate și lucrăm în permanență. Și vă mulțumesc, am zis să vă ofer așa o imagine de ansamblu a UAT Bogdănești și o vedeți în interior și școala gimnazială, în mijlocul imaginii, să zicem, școala gimnazială Bogdănești. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Poate aveți alte curiozități pe care eu n-am reușit să le cuprind în acest PowerPoint. Și bineînțeles, l-ați deschisă invitația de a veni, cum sunteți dumneavoastră nevoie, să veniți în mijlocul copilului, poate să le împărtășiți din experiența dumneavoastră. Eu știu din profesia pe care ați, pe care o desfășurați în prezent sau pe care ați desfășurat-o și sau aflați atâtea curiozități de la elevii noștri, sunt extrem de deștepți, sunt doritori să participe la tot felul de acțiuni și, de ce nu, i-a antrenat. Și învățăm, e pregătit pentru viață. Da. Mulțumesc. Dacă ceva pe timpul la trei informații. Da, eu câteva mulțumesc, doamnei Gregoare, pentru efortul depus în a prezenta această informare spre știința tuturor consilierilor și a cetățenilor din Comuna Bogdănești. Și eu, în nume personal, îi mulțumesc pentru că am un copil care frecventează cursurile școlii. Și unul cu el. Și am un interes aparte. Dar asta e ca nu. Mă bucur că avem o școală pe decât de nivelul municipal, poate batem mai multe școală. Sunt datele care mai erau. Eu chiar mă bucur de cum arată școala la Bogdănești. Și m-aș bucura și mai mult dacă am putea să o menținem la un stadiu care s-a avut și dacă se poate și mai bine. Urez multe sănătate harilor didactice care desfășoară activitatea și au grijă a copiilor noștri și să ne auzim cu bine. Mulțumesc! Bravo, domnul consilier Vlad. Bravo, mulțumesc! Aș începe cu începutul, să spun, într-adevăr, o fericită doamna Dăitoare. A fost personal principal, într-adevăr, ne puteam întâi cu o școală, știu, modernă. Cu privire la invitația doamnei director de a merge în școală și ai ajutat, fac mențiunea că sunt pensionat de aici și am lucrat într-un compartiment, se chema crimă organizată, o 16 ani ca ofițer de crimă organizată. Având în vedere ce se întâmplă în țară, la ora actuală, cu elevi, asta a fost profilul meu, infracțiuni cu violență, răpiri, dispariții de persoane, spânzurați, mâncați, în sfârșit. Aș putea să mă fer, știu eu, din experiența mea, vă faceți un calendar și eu pot veni oricând pentru că sunt pensionat și mi-aș aduce aportul pe linia asta, adică mi-ar prinde bine și mie să-mi amintesc din activitatea care am avut, aș putea să le ofer chiar și niște exemple concrete. Și cred eu că este bine pentru copiii comunități. Vă mulțumesc pentru propunerea făcută și chiar o să fac un grafic și o să vă solicit. M-am lăsat și bine oricând fără probleme. Și o a treia problemă, aș aduce aminte doamne directoare cu respect, cu anii în urmă, în perioada respectivă, se proceda la o anunțare a Consiliului Local, să delegăm un consilier pentru a face parte din Consiliul de Administrație. În momentan este doamna consilierul Cătălie, n-am nimic împotrivă, dar s-o reactualizăm, că după 2-3 ani nu s-a mai făcut propunerea asta, deci aprobată din Consiliu. Poate să fie doamna Cătălie în continuare, n-am nimic împotrivă, dar să facem o adresă, să facem un proiect de hotărâre, dar vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, domnul Ivor, domnul Vicii. Da, vă domnul Vicii. Felicit, doamne director, pentru activitatea și efortul făcut de doamna director și urez succes în continuare. Vă mulțumesc! Bună, de pe doamna
pedagogul și fizologul, filozoful Comenius spunea că școala este fabrica umanității, că educația este înaintarea din întuneric către lumină. Și de asemenea, întregul scop al educației este să transforme opinițele în ferestre. Mi se par niște cuvinte foarte frumoase și foarte binevenite în contextul acestei formări. Pentru toți, luna septembrie înseamnă sunetul clopoțelului care ne cheamă din nou la școală, mai ales pe elevi și pe cadre didactice. Un an de muncă, de activități, de eforturi, de rezultate în ceea ce facem. Dacă pentru mulți dintre voi vara a însemnat concediu, vacanță, relaxare, pentru doamna directoare și ajutată de autoritatea locală, vara a însemnat continuarea muncii și activității pentru reabilitarea spațiilor școlare, pentru cărți de igienizare, de înlocuire de mobilier, de tot ce am văzut prezentat în acest PowerPoint. Și nu pot decât să îmi exprim aprecierea și mulțumirea față de tot ceea și tot ceea de sufletul pe care și-l depunem în realizarea tuturor obiectivelor pe care le urmărește școala și transmit mulțumirile personale și ale părinților. Chiar asta am avut și din părinții și părinții la fel au fost foarte încântați și foarte mulțumiți de aspectul pe care îl are școala prezent. Îmi exprim și eu sprijinul în continuare și tot aportul pentru realizarea obiectivelor pe care le avem. O felicit din toată inima și îi doresc mult succes în tot ceea ce facem. Mulțumesc! Evident că mă interesează, pentru că am, conform legii, o responsabilitate de a gestiona sub aspect administrativ situația din școală. De fapt, colaborăm. Sunt multe de spus, evident, dintr-o perspectivă fericită a situației concrete de școală, încât o să încep și să simplu la modul aleatoriu. În primul rând, aș felicita-o și a trebuit importantă cu episodul de mai înainte, acela de a fi transparent și de a informa și publicul sau, mă rog, cei care sunt interesați de ceea ce se întâmplă și pot obține informația prin posturi de televiziune. Este într-adevăr o manieră mult mai eficientă și mai convingătoare, pentru că pleacă din realitate, folosind metoda comparativă, ce a fost înainte, ce este în prezent. Știu că mi-a fost ușor, pentru că am colaborat împreună cu bună credință. Într-un fel ne-am încurajat pe citor toate lucrurile din dificultățile care erau la un moment dat. Erau lucrări de reparație, a trebuit foarte multă persuasiune din partea noastră de constructor ca să aducă lucrările la ceea ce ne doream cu toții, mai ales că sunt bani publici, chiar și dacă n-am fi fost cu spațiată și am reușit ca să o scoatem la cap, cum se spune. Sau, în moment dat, început să notez că se pot adăuga multe. Imaginele au vorbit de la sine, nu mai e nevoie să intervin. Eu aș vrea să pun în discuție totuși, apropo de unele remarci care au fost făcute aici, să punem în discuție care sunt totuși vulnerabilitățile instituției școlare din Bogdăre. Atât din perspectiva managerului, a domnului directorului,
Școala este marcată, școala de Bogănești este marcată de vulnerabilități și atâta timp cât procedăm, așa cum se spune, după metoda SWOT, sigur, majoritatea punctelor, majoritatea aspectelor sunt bune, sunt pozitive, dar există și niște puncte slabe sau vulnerabilități. Care credeți că ar fi acela? Scăderea natalității. Scăderea numărului de elevi, firesc. Duce, atrage după sine pierderea de muncă. Faptul tot de didactice. Ajungerea, eu știu, la predare simultană, ceea ce e foarte simplu pentru fiecare dintre noi. Am mai predat un astfel de sistem simultan și atunci am putea confrunta cu diferite situații și probleme. Aici am pot ajuta pregătitor care suntem aici să nu mai spărim sistemul multiplicării informației. Într-adevăr, puteți să spuneți celor din comunitate, indiferent că au afinități către romanică, politică sau altă, domnule, e păcat să faceți copiii în oraș, pentru că noi, ca administrație, am creat condiții standarde pur și simplu atractive. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, o motivație, fără îndoială că este ceea că finanțarea școlilor se face per capita, după expresie. Banii vin de la Minister, ceea ce vine din bugetul Ministerului, sunt și bani care pentru întreținere, pentru reparație, vin și de la bugetul local. Cele mai consistente sume din TVA vin de la bugetul Ministerului. Repet, în funcție de numărul de elevi. În momentul când scade numărul de elevi, școala are o problemă de natură existențială. Chiar dacă v-am mergit, am mai discutat și la niște ocazii similare, că a trebuit să facem niște demersuri speciale pe lângă inspectoratul școlar să nu comaseze foarte multe clase sau putea să-i trimite la un moment dat că sunt niște posibilități care atrag școlile din oraș. Sunt foarte apropiată o parte din teritoriu după închiderea școlii. Dar, repede, sunt parantezi, aș putea spune că sunt chiar fericit, avem 28 de elevi care fac la acest autobuz. E greu de controlat. Da, către școala noastră. Deci avem 28 de elevi, atât în ciclul preșcolar, primar, cât și gimnazia. Zic mai că e bine, totuși, nu au migrat chiar toți către oraș. Și să mai reținem un aspect. Clasele de la Unești sunt supraaglomerate, spune. Adică au câte 30-30 și de elevi în clasă. Pe când la noi putem beneficia de 18 elevi, de 8 până 24 de elevi pe clasă, cum avem la clasa 6 în prezent. Adică se poate lucra mult mai lejer cu numărul mai mic de elevi decât cu 30 de elevi. Mai nu am identificat și nu cred că cineva are argumente să susțină contrară. Probleme cu siguranța elevilor, care sunt în toată țara și aici am remarcat ca și factor compensatoriu comportamentul părinților care pur și simplu îi aduc pe cei mici, sigur și circulația este mai complicată aici, îi aduc personal și îi însoțesc la terminarea cursurilor. Ar fi ceva probleme cu cei de la Filipești care nu termină sincron și la întoarcere în stat e mai problematic. Am găsit o soluție. Pentru ziua de miercuri și de joi, autobuzul se trece la ora 13 de la școală. Iar cei care sunt de la preșcolari și de la elevi de la primar, rămân soțiți de învățători să-și mai facă temele pentru acasă. Am înțeles. E o... Probabil că nu ca să le ia de...
făcut-o doamna jucătoare în cariera personală a CATA. Sigur, era emoționant. Am călătorit împreună. E un gest laudabil. Și mai grav mi se pare și atât trebuie să ne dea de gândit că undeva se conturează și la mine, păcate, ca o componentă a ceea ce înseamnă lumea, ca să nu spun altfel, tot lumea suntem, din România și nu numai. Agresivitatea îndreptată împotriva patrimoniului. Nu întâmplător s-a adunat o țară penală și lucrurile s-au ameliorat, dar nu foarte mult. La un moment dat sunt camere de video care ne prezintă faptele, pur și simplu. Am înțeles că cam ajuns, știu eu, probabil un fel de a mulțumi ghilimele, pentru că am reușit să reabilităm într-un efort concertat administrația locală cu administrația școlii terenul de sport. Am început să intre cu ATV-uri pe discuții că la un moment dat am fost dimineață. Și aici trebuie să fim atenți, că pare greu și prejudicile și mai greu sunt de recuperat. Am mai luat ca măsură cu cei doi pasnici, care aveam un concept de patrulare mai redus. Le-am extins teritoriul de patrulare și, după informațiile care le am, poate domnul viceprimar are și alte informații ca șef direct, respectă ceea ce am stabilit. Dar pot să confirm eu că într-o noapte am fost sunată la ora 11:30, adică 23:30, de la un reprezentant PEGA și am venit să verific școala și, într-adevăr, domnul Toma se afla exact în fața școlii. Și împreună am mers și am verificat fiecare sală de clasă. Deci, într-adevăr, se confirmă ceea ce spuneți. Eu ar fi ce să stai de vorbă, să ai o discuție de informare fiecare săptămână. Că se consolidează reflexul de a-și face treaba și ai informații directe, evident că mă interesează și pe mine și probabil pentru moralul doamnei director care este pus în timpărilor de tot felul, contează. Rândeală concluzia este pozitivă. Mă felicit pe doamna director. Știu prin ce trece am aflat pâinea asta în ghidă mele și așa mai departe. Are o personalitate deosebit de complexă care duce crucea, dacă vreți, în sens ecleziastic, dar și în sensul existenței Cezarului, foarte multă responsabilitate, abnegație și rezultatele vin ca atare. Aveți ceea ce se numește vocație, felicitări, doamne. Mulțumesc, atât mulțumesc. Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor. În primul rând că faceți un proiect, inițiați de fiecare dată un proiect satisfăcător pentru școala noastră și reușim să rezolvăm toate problemele care apar și dumneavoastră că votați în permanență favorabil tot ceea ce se alocă întregul buget alocat școlii. Deci se datorează și dumneavoastră, numai celor care conduc școala sau se implică la școală. Și vă mulțumesc pe această cale. Da, și noi v-am mulțumit. Dacă nu ai discutat acest subiect, este la punctul 2. Solicitări adresate de Consiliul Local Bădălnicea. Da, avem două solicitări, așa cum deja ați intuit. Deci, a Școlii Gimnaziale Bogdănești, în conformitate cu Legea Educației Naționale, solicită numirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii. Și un reprezentant a domnului primar, tot în Consiliul
de administrație al școlii, Consiliul fiind format din 7 membri, din care 3 cadre didactice, inclusiv directorul unității de învățământ, 2 reprezentanți ai părinților, reprezentantul primarului și reprezentantul Consiliului Local. Și o a doua solicitare de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Vă informăm că s-a publicat în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 736 din 9-9-2019, ordinul 5090/2019, pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat. Evidenția efectivelor de preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, precum și anexa la metodologie și de calendar operațiunilor desfășurate de inspectoratele școlare, Ministerul Educației Naționale cu privire la rețeaua școlară și proiectul planului de școlarizare pentru anul 2020-2021. Dacă mai e clip, o dată, o să-l închis. Da.